Dorința de a obține un loc de muncă a devenit una absolută pentru sute de constanțeni care de luni de zile trăiesc de pe o zi pe alta cu un buget limitat. Cerințele de pe piața muncii îi dezarmează pe mulți, însă nevoia unui job stabil îi determină să caute continuu. De aceea, bursa locurilor de muncă, organizată la Constanța și Megidia, reprezintă o adevărată șansă pentru cei care nu au de lucru. Am contactat 78 de agenți economici, n-au răspuns 76 de agenți economici. Avem organizat această bursă nu numai în Constanța, ci și la Megidia, unde avem 7 agenți economici cu 150 de locuri de muncă. În total avem 2016 locuri de muncă. Lăcătuși mecanici, cu sau fără experiență, instalatori, electricieni, la fel cu sau fără experiență și consilier juridic, jurist. La fel, cu sau fără experiență, nu este o condiție obligatorie experiența. Cerințele angajatorilor nu sunt imposibile. Pentru unii, experiența și studiile nici nu contează. Dorința de muncă și implicare sunt singurele cerințe. Am lucrat din 2008 până în 2013. Și tot anul trecut nu ați avut contract de muncă nicăieri la nicio societate? Câți ani aveți? 58. Da, bun. M-ar fi interesat, eu vă dau un futuraș cu actele pe care o să le prezentați. O să vă sunăm la acest număr de telefon săptămâna viitoare ca să fixăm o întâlnire. Da. Cătălina a absolvit științe politice, dar și un master în domeniu. Anii petrecuți în facultate i-au dezvoltat cunoștințele teoretice, însă pe cele practice aproape deloc. Nefiind un domeniu foarte căutat pe piața muncii, absolventa a rămas fără loc de muncă și merge la burse în speranța că va găsi totuși ceva. Am absolvit științe politice, dar pe asta se găsește mai greu. Arhive, muzeu, biblioteci e greu pentru că locurile de muncă pentru buget sunt blocate și mai scazi nivelul, nu neapărat cauți un loc de muncă pentru studii superioare. Pretenții chiar nu mai am legat de salariu, aș fi acceptat orice. Cele mai multe locuri de muncă puse la bătaie de agenții economici sunt din domeniul petrolier, construcții, turism și comerț. De la lăcătuși mecanici, de la operatori de utilaje grele până la, eu știu, ingineri, instalatori autorizați pentru construcțiile offshore. Bursa generală a locurilor de muncă reprezintă o mare șansă pentru sutele de constanțeni. După ce au lăsat CV-urile agenților economici, s-au întors acasă cu speranța că vor primi un telefon salvator.